N. 1984 Mama mea mă hrănea poezie. Jumătăți mari, aburinde, mi le băga pe gât, mă zgâriau zeurile pe esofag, odată mi-a rămas un în capul pieptului, ienăchiță văcăresc cu cobor alent înspre fiere. Mama mea mă hrănea pașoptiști, mă hrănea preromantici. Ea avea o carte mare cu coperte roșii, din care scotea rime magice despre pământ și patrie. Era o mamă bună. Ai sădit poezia în mine, mamă, poezia bărbaților morți, pe care nu-i simțeam altfel decât ca pe mine. Eram un bărbat mort. Și era bine. Intră în scenă bunica. Îi dictam versuri despre zâne, despre pisică, despre cumplita suferința existenței. Câteodată, câteodată simt că n-am de ce trăi și aș fi vrut ca niciodată să nu știu ce înseamnă a fi. Părinții m-au aplaudat cu lacrimi în ochi. M-au pus să o recit musafirilor. Ochii mei erau goi. Aveam șase ani era prima depresie. Capitolul 3. Cucerirea independenței Am învățat să citesc din manualul de ginecologie infantilă al bunicului. Pozele arătau ca la alimentară. Vagin, rosteam încântată. Vulvă, mă bucuram de încă un cuvânt. Altă carte scrisă de bărbați despre mine. Despre mine erau toate poveștile. Ileana Cosânzeana. Eu eram de acolo, eu eram de aici. Puntea o făceau cuvintele. Aveam un caiet foarte drăguț. Apoi am găsit cartea comunistă despre condiția femeii. Deja știam și eu ce poate, ce nu poate face o fetiță. Era scrisă de două suedeze. Ileana de acum speră că s-au iubit și au trăit împreună vieți lungi fericite. Cartea nu era la raftul de copii. Am citit-o cu rușine, părea genul de carte interzisă. Am citit-o cu furie, era genul de carte despre interdicții. Am dormit cu ea sub pernă, mi-am însușit unul-două lucruri pe care le-am tăvălit prin melasă. Am scris un eseu despre feminismul bun, necomunist, la educație civică. Apare adolescența. Își leagă năsânii, șoldurile, apoi scoate limba și dărâmă cu un șut tarabele din templu. Adolescența mea e mistică. Încep concursurile județene. Un adevărat circuit. Azi ploiești, mâine buzău, poi mâine în sighetul marmației. No bine -i. Domn trecut de prima tinerețe o vânează pe-a mea, mă cu slănină și țuică, îmi cer numărul de telefon pe cel al camerei de hotel mă compară palidă și cu părul lung cu Ofelia îmi spun că am versul delicat ca Lana Iachmatova. au grijă să mă atingă când vorbim să-mi respire gâfâit cât mai în față văd cum li se umflă pantalonii mă gândesc că le înfloresc tumori, cancere se oferă să-mi rescrie poeziile le trimit un mail furios Poezia nu e cântec de pian să fie nevoie de patru mâini. Mama râde, ea trimite mailul de la muncă, acasă încă nu avem internet. 16 ani. Domnul Manolache de la Palatul Culturii mă sună acasă noaptea. Pentru băieții de vârsta mea nu există încă. Ei nu au ochi de vulturi. Adolescenți cu ghiare puvere. Nu sunt intelectuali adevărați. Nu prețuiesc o femeie ca mine. O femeie ca mine este chemată la biblioteca liceului, unde doamna dirigintă de la F2, profesoară de română, îmi spune că scriu poezie satanistă că ea i-ar putea inspira pe profanatorii de morminte care loviseră deja cu o seară înainte. Urlă la mine și plânge. Plâng și eu și mi-e ciudă. Nu scri ca o domnișoară, îmi spune. Mă doare al dracu și îmi pare și bine. Antologia recenzată în Observator Cultural. Poemele mele adolescentine, naive, provinciale, nu au ce căuta în vreo librărie. Îmi iau poeziile și plec. Mă supăr. Mama din nou. Pe moarte. Moare. Poezie din nou. De data aceasta în engleză doare mai puțin, rostesc lucrurile, dar le țin la distanță. Nu am loc în literatura română. Nașa mea e Anne Sexton, Adrian Rich, Silvia Plath. Mă revendic din ele. Pe repede înainte. Epilepsie, coming out, despărțiri, disperare, suicid, borderline, tulburare bipolară. Stop! Terapie. Ai putea să-mi trimiți ceva scris de tine? M-a întrebat. Scrie ca terapie prin artă, m-a încurajat după. Și apoi, scrisul e o valoare, păstrează-l, uită de tractorii, nu-i uita, scriei. Ia-ți anxietatea cu tine, o țin pe genunchi, e cu mine. Cobor în propria mea limbă, ca și când aș intra înapoi în propriul meu trup, după un orgasm care m-a făcut să-mi ies din contururi. Sunt pace, plăcere, undeva la extremități simt încă pulsații. Acesta este un corp proaspăt. Aceasta este o limbă nouă. Ridic ușor ochii din voala pretată a poeziei, și îmi folosesc limba, cum numai o femeie. Lacuri care ard Cu trupul mirosind a benzină, cu trupul băltind a sânge menstrual, ne acest vers, ne necesar trupul, o rușine. Sânii sunt o rușine, abdomenul e o rușine, picioarele sunt o rușine, fundul e o rușine, numai dinții nu. Arată-ne dinții, zâmbește mai des. Oricum numai dinții vor ajuta la identificare. Prea multă libertate. Filmul e sfânt, cuvântul e sfânt, statuia pe soclul ei sfântă. În ritmul ăsta o să ajungem să ardem iar cărți. Nu. Veți arde în continuare femei, mai mult sau mai puțin metaforic. Le veți dezbrăca până la os, mai mult sau mai puțin metaforic. Iar libertatea voastră va fi neștirbită. Acum și în vecii vecilor, somnul morților, al roboților, prea roboți să se mai răscoale, prea prinși de pâinea noastră, livrează-n-o nouă astăzi, lasă-n-o la ușă, la o distanță sigură pentru femei nu există distanță sigură. Pentru mine nu există distanță sigură. Când eram mică și mi s-a zis că ața nu intră în ac dacă nu vrea acul. Când mi-a strâns sânul stâng în școala, școală, agățând cu unghia bluzița mov, care nu era perfect mată, nici sânul perfect sân, o protuberanță. Era iunie, aveam 11 ani, nu purtam încă sutien. Abia de câteva luni îmi venise ciclul. Îmi venise ciclul, deci ar fi trebuit să știu mai bine. Când a coborât cu capul între picioarele mele, aveam 13 ani și tot eu am fost Lolita. Și tot eu am fost cea care l-a instigat. Și tot eu norocoasă. Să zic mulțumesc, ar fi putut fi invers. Când mi-a dat cu biciul în spatele genunchilor pentru că putea, pentru că venea de la colindat, pentru că respecta nimic mai puțin decât obiceiuri, pentru că era noapte și ce căutam singur în oraș. Când i-am zărit strânși, le-am văzut ochii și m-am înfuriat tot pe mine, îmbrăcasem o fustă scurtă știind că voi ajunge târziu acasă și am băut banii de taxi Erau hainele mele, eram hainele mele, eram tupeul de a consuma alcool când s-au pus în calea mea, ce faci frumoasă și nu am vrut să intru în jocul lor și m-au scuipat și așa era urâtă când eram cu iubita pe stradă și ne-au tăiat calea cu mașina și ne-au aplaudat și au zis, mai pupați-vă odată, tot un obiect am fost, tot pentru ei creată. Unii scuipă, alții te apreciază, tu nu trebuie să le răspunzi, stai cu minte când mă tund foarte scurt și nu mă machez și mă întreabă, ești fată sau băiat? Când arăt în sfârșit cum le place și mi-au -mi validare și ar trebui să mă bucur că doar pentru asta exist, pentru a mi se comunica non-valoarea. Așa că am să sparg naibi oglinda, ce nevoie să am de ea, aflu zilnic, dacă sunt prea grasă, prea slabă, dacă m-ar fute, dacă m-ar bate, dacă m-ar omorâ. Nu e nicio exagerare, deși exagerare strigă toți. Exagerare, strigă biserica, exagerare, poliția, exagerare, intelectualii, părinții de băieți și alți oameni de bine pe Facebook și la coadă în hipermarket. Exagerate protestele, exagerate mișcările antirasiste, fasciste, homofobe și mai ales misogine. România e în stare de alertă. Femeile au fost mereu așa. Să nu vă masturbați, nu veți mai simți plăcerea așa cum trebuie. Unde așa cum trebuie înseamnă cum un bărbat, unde nu ne înțelegeți nici măcar anatomia, unde nu suntem crezute când avem endometrioză sau borderline, unde diagnostice sunt ignorate, dacă nu genizate, unde isterică leagă uterul de psihic, unde uterul și psihicul sunt argumentele voastre, nu atributele noastre, unde ați luat tot și nu ne mai rămâne nimic decât poeziile ignorate sau alterate de voi, decât prezența noastră decorativă, decât furia, neputința, decât să ne aruncăm în lac. În speranța că ele nu ard. Borș. Ce faci? Bei borș cu leuștan în grădină, fumezi ca sondele de la brazi pe când nu aveau filtru, și întreg orașul mirosea petrol și a ouă clocite. Te gândești la bărbați. Serios? Bine, numai la unul. ți l imaginezi venind. Câte femei au făcut asta oare? Așteptarea. Te uiți pe afișajul telefonului. Te simți ca la unirii, așteptând metroul spre Berceni. Câte case ai avut, câte case. Acum ai una plină de oale murdare, fă ceva. Mai a prins o țigară. Băgați tare, băieți, industria contează pe noi, capitalismul. Plământ șubresc de acum, oare mai ai o șansă? În familia ta, femeile mor de tinere. Ați avut pe cineva cu istoric de cancer? Întreabă mereu medicul și pune o cruce pe foaie. Azi, mama ar fi făcut 61. Aș fi avut pe cine întreba, Mamă cum este cu un bărbat? mamă ai simțit vreodată plăcere când te întorceai noaptea târziu de la fabrică cu pielea mirosindu-ți a detergent și ne făceai ciorbă chiftele bei vin de la pet și ne controlai temele mai erai femeie mamă muncile tale nerăsplătite ai simțit vreodată iubire mai aveai chef după trudă mamă este și aceasta o trudă Visesc că sunt slabă am părul lung Aș fi vrut să te cunosc când eram tineri, aș fi vrut să avem în față o viață. Adrian Rich spune că acum fiecare din noi trebuie să-l ajute pe celălalt să trăiască și cumva trebuie să ne ajutăm să murim. Stă în grădină și gustul acru potențează verdele ierbii. Te așteaptă, Grigore, și tu nu știi câte se rostogolesc la ea în suflet. Ce cuvânt de suet, mă gândesc, minulescu. Poate mai bine aș scrie un sonet. Ești un cavaler modern. Mi-ai instalat office, îmi încurajez debutul și eu îți trimit tot ce am scris la acumă de validare. Aș vrea să mă cunoști cu totul, aș vrea să fim amanți și tovarăș. Mi-e teamă de ziua în care are să înceapă, de rușina mea, de timiditate, eu care te doresc cu pupilele cât Palatul Culturii, Halele Centrale și Casa de Cultură a Sindicatelor. Eu care nu pot pune aici tot ce simți vârcolindu-se în mine, ca o pisică obraznică atunci când vrei să o bagi în casă. Vreau să fiu o pisică obraznică, să-ți ling toate pliurile, să te mușc, să te zgârii, să te ocrotesc, să fac ceva pentru tine, Vreau să-ți devin indispensabilă. Vreau să fiu pentru tine scrisul, să fiu o mașină de scris electrică Adler. Vreau să compui numai cu mine, să călătorim dintr-o cameră în alta, să nu mă uiți, să nu mă lași prea curând, să-ți ștergi, futemași pe el, Tinder, să spui lumii toate că sunt a ta într-o carte, scoasă la Tracus, pe 45 sau Max Blecker. Să nu ne pese, îmi doresc să mă înveți despre tine să te cunosc băiețel să ți știu fricile să mă iei de mâna mea aspră de la apa asta dură din teleajan și să-mi spui cum a fost când ți s-au născut copiii să-mi vorbești de căsătoriile tale nu vreau secrete la rândul meu îți voi spune cât de rău m-am purtat cu Alice, cum mi-a făcut un bărbat cu Nilingus, în curtea unei case bătrânești undeva la țară când aveam 12 ani, cum mă frecam la 9 ani de balustrada scării, cum nu pot să uit că ultima dată, când am băut lapte, tata a pohnit-o pe mama, cum îmi povestea ea că el mă pupa peste tot când eram mică. Nu am putut vorbi despre asta în terapie. Am simțit mereu că e ceva greșit acolo. Vreau ca limba ta, buzele tale pline, să mă curețe, să mă spele. O să plâng, poate ai zis că nu vrei dramă pot fi și veselă să știi așa sunt în majoritatea timpului vreau doar să afli lucrurile rele pe care le-am ținut în mine aproape 40 de ani vreau să mă cunoști îngerând, să mă penetrezi așa, să nu-ți pese să mă vrei, să mă vrei așa cum sunt cum aș putea să fiu lângă tine Fă-mă iar să zâmbesc, fă-mă să simt dincolo de la Motrix, Arizalera și ven la Faxină. Nu trebuie să mă salvezi, vreau doar să mă ții de mână să mi promiți că nu pleci fără să anunți fără să mă strângi înainte în brațe fără un ultim futai care să ne lase fără suflare fără carne doar inimi care să ne înconjoare am inim peste tot sunt balanță tu ai o prăjitură de pământ ce bine că am făcut cofetărie o să o ornez festiv o să ies ca o show girl din ea ta da o să-ți spun happy birthday Mr. President of my heart doar ție Poezia asta se termină abrupt. Trebuie să fac curat. O să te aștept ca o gospodină, ca o femeie hetero care bea borș în grădină. Noi vom ști că eu nu sunt de fapt asta și că voi muri într-o zi pe stradă, protestând. Asta dacă fumatul nu ajunge la mine, primul. Avertisment. Ai grijă. O să te prind în mine cu răutate, răutatea copilului egoist care nu a avut nimic al său să-ți opresc pentru o clipă mișcările să stăm așa în timp ce lumea asta se duce dracului cu virusii și ghețarii și animalele și planeta și chiriile și evacuările și șomajul și violența domestică și precaritatea încremeniți și perverși uitând de toate Pisda mea e o mașinărie războinică, care vrea să-și facă dreptate. Capturat și cu minte, mă vei privi cu ochi tremurători și abia atunci te voi primi cu adevărat în mine și abia atunci revoluția trimiteri. Mi-e jenă să cer atâtea trimiteri, eu care fac atâtea trimiteri în toate poeziile mele. Doamna doctor de familie, care îmi recomandați ceaiuri și plimbări în natură, vreau o mamografie laterală axilă dreapta, așa cum men sextă în cerea un raport asupra propriului suflet, localizat probabil în același loc. Repet, pentru că nu pot altfel teama asta că aș putea muri acum acum că sunt fericită că iubesc când un copil e ceva mai mult decât o ipoteză dar ceva mai puțin decât lupta pentru dreptate pusă în așteptare de stările de urgență alertă alături de tine simt că mă domesticesc și îmi place și totuși, viața asta în doi, o prăjitură cu fructe, blenderul încins care zgârie, fundul oalei în care am fiernăutul, frecat de căzi, aragați și chiubete, screbăl și bere fără alcool, excursii și sex poezii scrise împreună traduceri oh e bine dar trebuie să fie mai mult de atât setea asta de a distruge lumea de a o reclădi de a te alia de a lupta pentru cei ca tine marginalii, ce o să lași în urmă ce fel de lume nu cui tentația unei mânuțe cu pliuri perfecte Să de degeaba, ca și când ai fi religios și cu cernic, nu mă atingi câte cinci zile pe lună. Nici n-ai putea iubire. Am un flux prea bogat, asemenea celui alcătuit din cuvinte însă mi-ar plăcea să-ți dorești să o faci să mă vezi în toată oroarea mea de cealaltă să mă vezi purtând un război până acum neglorificat de nimeni încă rușinos iată absorbantul peste care pun vată chiloții veșnic pătați mă ridic și puhoiul și crampele și pastirele toate mă salt pe soclumi ca o rachetă mă înalț. în urma mea cheaguri ca ficații de pui alt carnagiu sunt mai puternică decât o armată Vărs mai mult sânge într-un an decât un soldat într-o viață. Și nu ucid, nu ucid, nu ucid, și nu mor. Clipă de clipă, știu cât sunt de mare și cam cât de mică. Și e foarte important acest dans balans între ce și cât semnific. Sunt puternică, și puterea asta trebuie să însemne ceva. Vreau libertatea orașului, dincolo de depresie, dragoste, pandemie vreau să organizez încă o manifestație să-mi port sărăcia și cuirnesul, nebunia și corpul meu mintea mea de femeie cu fruntea sus cu pumnul strâns la vedere ești un bărbat cis alb hetero m-am temut toată viața de tine și acum te iubesc dar nu vreau să mă pierd să devin prea erotică în scris să-mi fac adânc în tine o căsuță fără ferestre să nu mai văd și să nu mai știu și să aștept moartea care va veni și va avea ochii noștri ai tuturor rostogolindu-i în palme ca pe niște mărgele. Nebună Lumea bună nu zice poponar sau țigan, curvă, sărântoc, pârnăiaș, retardat. Ea știe politici identitare, e frumoasă și e înțeleaptă. Lumea bună trage linia la nebună, ceva de care să râdem trebuie să ne rămână. Un dezaxat, doi dezaxați. Ce, ești nebun? Diliu, zănatec, bolnav mental, n-are toți boii acasă. E dusă, cupluta, sărit de pe fix, îi filează o lampă. Stigmă, privare de libertate, aparținători, decădere din drepturi, izolare, ridiculizare, dispreț. Să fii nebun e o infracțiune. Ești irațional, nerezonabil, hilar, grotesc. A încălca regulile de conduită, normele emoționale, a supăra ordinea publică, se pedepsește prin diagnostic. Dictatorii, criminalii, pe de-o parte, cruzimea nu e nebunie. Pe de altă parte, artiștii, talentul nu e nebunie. Reducționism, delimitare versus exotizare, alteritate, periferie, disfuncționalitate, cuvinte mari, repudiere, teamă. Geniu? Ok, dar să stea la altă masă. Să nu ne pierdem de tot umorul. Ceva de care să râdem trebuie să ne rămână. Nebună. Monografie. O să o scriu așa, acesta fiind până la urmă un caiet de rețete. Un vortex de fum în piept, o ceață densă în cap care se ridică, și apoi piere, plâns la birou, în călătoriile cu metroul. Toate acestea se pun într-un vas mare, lichidele, întunecate precum melasa, caramel ars, extracte amare. Într-un vas mai înalt, amestecați, fără grijă, ore întregi de chicoteală, emoții nerafinate, dulcele hai al vieții, primăvară, vară, toamnă, iarnă, zbor, cerul nu e limita, nu există limite, viața e scorțișoară, rom, vanilie poftă rasă de toate întâlniri amoroase talent culinar o grămadă uriașă de plăcere amestecați-le repede amestecați-le cu furie luați un vas și aruncați-mi-l în cap procedați la fel cu al doilea repetați până zac pe jos implorându-vă până n-a mai rămas nimic recipiente goale Spălați vasele cu litiu, pentru stabilitate, lăsați-le să se scurgă pe la motrigină, în echilibru perfect, ștergeți-le cu o cârpă caldă de la antipsihotice, să fim siguri, Închideți cartea, urmați instrucțiunile, ucideți muzica. Ce anume e parte din farmecul meu? Care sunt simptome? Cine aș fi dacă îmi luați sinele, dacă mă învățați să mă joc de-a detectiva în fiecare dimineață când mă trezesc? Sunt acestea sentimente bio sădite de mine sau o zeamă de dezechilibru chimic? Sunt îndrăgostită pe bune de fata cu chip luminos, ori după ea doar nebună? Sunt lucrurile rele care mi se întâmplă, motive reale de întristare sau mood triggers? Mă urăște într-adevăr universul sau mă dezmoștenește propriul meu trup? Este norocul meu bolnav sau eu mă înnec în boală? Este în regulă să țin oamenii pe vârfuri, frumoasele, iubitoarele mele, balerine? Le speri într-adevăr când mă simt prea obosită să mă mai prefac? Le va mai plăcea de mine când voi fi sedată? Vin râsul și glumele din tristețe? Sunt ochii mei mai albaștri după o noapte lipsită de somn? Sunt oare mai seducătoare când știi cât am suferit? Sau astea te înspăimântă? Va funcționa normalul ca un talisman împotriva singurătății? Voi mai simți că sunt vie și că pot atinge stelele și luna și încrustațiile abia perceptibile ale realului? Voi mai putea să mă numesc luptătoare? La ce bun o luptătoare moartă? Dacă mi se prescrie pacea, nu o să mă mai plâng. Atunci, pastilează-mă până la cer, bunule doctor. Administrează în bun simț, miligram cu miligram. Fi gardianul durerii mele dar să nu negăm că am fost fericită când nu aveam control când nu puteam dormi când eram cea din tâi visătoare a lumii Urzici Ileana Ileana era mama bună a mamei cea care a născut-o în Urzici Ceaiul lor îl bea mama când a avut cancer, ca și când urzicile în care s-a născut i-ar fi putut împiedica moartea. În final, ele au adus-o și cu ele a plecat din lume, cu mirosul lor grețos, cu frunzele lor pișcătoare, Culoarea ei preferată era verde, nicio mirare. Ileana le culegea când a simțit că naște copilul fostului avocat, legionar, deportat în bărăgan, cel care cânta așa frumos la vioară. Când am auzit că bunicul meu a fost legionar, am simțit depresia, energia rea fără nume, care mă copleșea câteodată. Am simțit moartea, ca pe o moștenire, o promisiune. M-am simțit murdară și tristă. Mama a zis că am înțeles greșit, însă eu știam mai bine. Ileana avea copii mai mari din altă căsătorie. Numele mamei, trecut pe o poză al negru, în care e grăsuță, cu breton și plânge, în prima ei zi de școală, e bălășică. Mi-a zis că arseseră documentele și au făcut un certificat prost. Probabil că nu au fost căsătoriți niciodată, Ileana mea și bărbatul acela înfricoșător, pentru mine, mult mai în vârstă ca ea, dintr-o familie de intelectuali înstărită. Ea avea trei clase și culegea urzici când a simțit că naște nu a avut pe cine să cheme. A născut acolo, în mirosul lor crud, în frunzele lor pișcătoare, copilul numit Florentina, cel mai mic, ultimul, cel pe care urma să-l dea pentru o viață mai bună, cel care urma să le bea licoarea la finalul unei vieți tragice, cel care avea să-și boteze copilul cu numele mamei, Ileana, să facă transfer de povești, să mă infuzeze cu chin și cu moarte. Nu eram cu totul vie când s-a dus. Eu fi spus cum voia să mă boteze și-o fi pus mâna pe pântecul umflat al ficei, i-a de încă o nepoată cea care urma să-i primească povestea să o facă poveste să o scrie pornind de la urzici de la frunzele lor pișcătoare mă scarpin plantele mi încolăcesc pulpele mă izbesc peste față e un desiș din care nu am ieșit niciodată care se va termina cu mine pe bunica mamei o chema floare poveștile se suprapun zeamă verde eu nu voi avea un copil Florentina Ileana era atât de săracă Făcea pipi pe ea când era mică să-și încălzească picioarele. Când a fost adus primul televizor în sat, foaie verde, foi cavița, și mama a văzut primul film al negru m-am născut în Dâmbovița, glasul ei cântându-mi, s-a scăpat pe ea de emoție, de teamă. Iarna trecută am ajuns cu vezica plină acasă, după o întâlnire. Mă gândeam cum ar fi să sfârșim împreună o să-i povestesc vreodată cum am făcut pipi pe covorașul de la intrare relaxată de sunetul cheii în broască cum l-am spălat împreună cu ciorapii fusta și încălțămintea din piele întoarsă de dinainte să fiu vegană să devin ce mi a ursit urzicile cu glasul lor tăios cu frunzele lor pișcătoare pe linia directă a mamei ni se rupe apa în câmp facem pipi la ușă Intrări în odăi și în lume, marcate cu mirosul nostru de animale vii, ce nu se tem de moarte. O moarte venită de vreme mereu, inim slabe, prea slabă să o poată opera cancerul mamei ca o floare florentina copilul din frunze Viorica Pe Viorica am prins-o, mamaie, conversam cu ea în chineză, cuvinte inventate. O ascultam vorbind în maghiară și franceză cu prietenele care veneau la cafea. Le în zaț, colonel la drum de seară. Fetele de acum bătrâne, cu ochii vioi albaștri, chicoteau și sperau încă. Viorica lua masa sus, pe o tavă, în camera ei, cu tub gri de oxigen, cu Andreea care intra într-o nară. Respira greu, plângea des, după fratele mort în război, a cărui poz o ținea în mâneca rochiei. Rochile ei, pe care le-am purtat în clasa A5 a cincea, prea hipșteriță pentru liceul cu copii în blugi noi. Eu cu rochile mele am fost și canate, rușinea, care începea să înflorească în corpul meu precum urzicile. Povești suprapuse, în mâneca rochiei, lângă batista albă mototolită și șiragul de chei. Ai mei au desfăcut partea din spatea mobilierului, în care țineam cuiat uischiul bun la o petrecere, și au băut râzând în șoaptă. O trădau pe mamaie, cea sclifosită, când mă spălam neatent pe mâini, tata îmi zicea Vioricuța, prințesa, ești ca bunica ta prețioasă, freacă bine. Al doilea nume al meu, o altă floare. Tata insista că mă cheamă după el, Viorel. Mama știa mai bine, mă chema ca pe mamele ei, cele care au adus-o și dus-o în lume, care au trădat-o. Prima a trimis-o de acasă, la doar 11 ani, la mătușa bogată, măritată cu un comunist, doctor. Tataie, care mi-a ducea prăjituri, cărți de poezie, ciocolată amara de la congrese, îmi trimitea cărți poștale pentru a mea nănica, câte nume. Tataie, care trata copii fără să ia bani, care nu discrimina. Zi de zi îmi place tot mai mult bunicul, cel care credea într-un comunism utopic, care a avut de ales între familie și meserie, care a fost somat la parchet, care nu era rudă cu mine. 11 frați întindeau un în același blid mama lor mânca la urmă el s-a înscris în partid a făcut medicina a fost coleg de cămin cu unchiul tatei singurii din familiile lor care aveau studii burse copii săraci povești suprapuse coincidențe de parcă ar crește în urzici coincidențele de parcă bunica elevă de pension unde aveam eu să fac mai apoi facultatea Doctor îndrept la Sorbona, sau așa se zicea acasă, care nu a profesat niciodată, care venea dintr-o familie de chiaburi și s-a salvat căsătorindu se cu bunicul, amândoi înalți și slabi în portretul de nuntă, cu genele lungi retușate, ca doi actori de filme mute, de parcă bunica le-ar fi crescut în sertarele doldora de amintiri, suveniruri, coincidențele ea care a îmbrăcat-o pe mama în rochie din perdele, care nu a vrut să-i dea numele ei până nu a dat prima treaptă, care i-a pus la cale o primă căsătorie cu un militar de familie bună. Agresiunile, violurile, care mi-au despicat sufletul în două, care mi-au lăsat urme. Mama mea forțată să facă sex cu alte femei în timp ce ele le privea. Mărturii din scrisori găsite la 14 ani, cerul zdruncinându-se, urzici peste brațe, mănunchiuri. Eu care am ales să fiu eu iubind femei când nu mă vedea nimeni coincidențe, povești suprapuse. Mamaia e spunându-i tatei că dacă Florentina l-a ales pe el, asta este, dar să fie conștient că aceasta e o mezalianță. Viorica Ana Merci, Merciu, care s-a născut la Ungur, dar se jura că este româncă. Certificatele galbene rupte, spun alta. Mamaia, care l-a iubit pe tataia, poate pentru că nu aveau copiii lor, spunea lumea. Și-au scris, au făcut vacanțe și sute de poze, o dragoste despre care familia extinsă încă vorbește. Mamaia m-a iubit și pe mine, așa cum nu a iubit-o pe mama, care a avut grijă de ea până în ultima clipă. Mi-a scris poeziile când încă nu știam literele. Prietenele ei m-au dus la balet, la pictură, asculta mari de operă împreună, stăteam până noaptea târziu la petreceri. În camera ei încălzită am văzut cum l-a omorât pe Ceaușescu. Mamaie m-a scos din urzici, cu degetele ei cu inele, neștiind că le port frunzele în suflet, bogate în vitamine, săruri, aminoacizi și alte substanțe benefice pentru sănătate. Mama e cu cărțile ei în germană și rusă, cu limbile ei multe, ca o zeiță bătrână, care se hrănea cu oxigen, care producea oxigen, pentru mine, o floare. Maria. Mama tatei nu o plăcea pe mama, pentru că mai fusese căsătorită, pentru că era fată de oraș, pentru că i-a dus în Sud fiul preferat, mezinul, cel care nu ar fi trebuit să se nască când mamaia de la sighet cum îi spuneam eu pentru mine asta era ea cealaltă când mamaia de la sighet era tânără și născuse deja doi copii i-au zis că inima ei s-ar fi oprit după încă o naștere au trimis-o la cluj mătușa mea zice că au făcut experimente pe ea o țărancă cu bărbatul în pușcărie Ascunsese mere în livadă, au venit milițienii, l-au lovit cu patul puștii, a căzut peste ele în groapa acoperită cu frunze. Trebuie să-mi hrănesc copiii, le-a spus. De două ori a fost în pușcărie. A doua oară, bunica l-a născut pe tata, negricios, fără ochii albaștri ai lui taică său, ochi pe care i-am moștenit sora mea și cu mine. A trecut circul prin sat când era tata în pușcărie, așa obișnuiau să râdă. Nu a știut de sarcină până în ultima clipă. S-a dus la spital să nască. Au tăiat-o să scoată copilul pe care nu ar fi trebuit să-l aibă, care nu avea pe unde să iasă în lume. Mama lui operată, inima ei nu a cedat, a început să bată mai tare. Maria, Maria, pruncul tău un miracol este, prin el izbăvirea de la o viață de trudă, de nedreptăți. S-ar fi apucat să bea de gura lui tataie, de mâna lui poate. Nimeni nu spune asta, nimeni nu vorbește despre cum au găsit un în grajd cu funia lângă, mirosind apă inima ei de femeie aprigă, în sfârșit tăcută, fix la timp pentru o mormântare creștinească. Sau asta este povestea? Povești suprapuse. De la tine am moartea în sânge, bunico. De la tine chemarea. Ai auzit și tu urzicile șoptindu-ți? Ai băut din cauza bărbatului, cum am băut mama mea din cauza băiatului tău minune, cum beau eu fără de bărbați, onorând sângele din mine, care se face vin și nu apă, o nuntă sfântă între nebunia mea și a ta mamaie? Ai iubit-o mai mult pe cea mică? Eu eram nepoata sclifosită, ea bea lapte din găleată și se juca cu văcuțele. Tu aveai o icoană cu drăcușori care mă îngrozea. Iadul. M-ai pus să-ți arăt semnul crucii. Mi-am intersectat degetele. Am făcut un plus. Ai țipat la mama, că mă face păgână. E ok. Am fost olimpică la religie, înainte să devin atee. Am încercat pentru icoana aia și pentru tine și pentru cancerul mamei, dar nu am putut intra în biserică. M-am simțit ca Steven de Dalus. Mama a murit din cauza mea. Tu ai murit din cauza băuturii. La mormântarea mamei a căzut o sticlă de vin pe sicriu. Lumea a zis că a fost un semn. A fost unul, dar nu ce credeau ei cu mințile lor nenorocite. Era un semn că o primește în sfârșit, cu brațele deschise. Ce-ar fi fost dacă ați fi băut împreună, într-o seară, povestindu-vă viețile? Mai fi iubit și pe mine mamaie, nepoata tot povestitoare, impudică, fără limite sau reținere, care trâmbițează ca îngerii, căreia-i cresc urzici la sub brațe. Ioana Tantioana îi ziceam și le explicam tuturor că e ca un fel de bunică. Ea m-a crescut, deși nu a vrut să mai crească alți copii. A plecat înainte să mă nasc, și când a revenit să-și ia lucrurile, eu am ridicat mâinile către ea și nu a putut să mai plece. Povestea cum au venit rușii și cum s-au ascuns ea și mama ei. Tatăl murise pe front, sora sa era deja maritată. Sora care a despărțit-o de iubit, să o țină să-i crească ei copiii. Tantioana, mereu ascultătoare. A plecat în cele din urmă să la un orfelinat apoi a lucrat la o femeie de o familie de evrei care a imigrat în mexic de unde primea vederi de la băieții pe care îi crescuse mereu copiii altora pe care nu putea să-i mai iubească nu i-au mai scris după cutremur o parte din ea a murit așa cum dispăruseră și ei îngropați de vii pe semne Au urât-o pe mama fetița plângăcioasă pe care i-au adus-o în casă care i-a făcut rochea din perdele ca Maria din sunetul muzicii ar fi vrut ca bunicii mei să adopte o nepoată a ei însă ei au preferat să ia pe cineva din familie ranchiună transformată în dragoste ar fi vrut să aibă mama grijă de ea a fost invers nu i-a iertat niciodată că a murit înainte ar fi vrut să danseze la nunta mea nu i-am zis despre mine ceea ce nu știam nici eu încă bine o parte din mine ar fi vrut să facă rahatul la de nuntă numai ca să o vadă dansând în rochia ei bună o vopseam pe păr, ieșea mereu mov ea zicea că e blonda lună își punea basma pe cap Fă-mă bine în față, zicea. La spate nu mă vede nimeni. Adolescența mea furtunoasă, în care țipam la ea să mă lase în pace și abia abiatam gătea cartofi prăjiți cu ouă ochiuri pe ascuns de mama care zicea că-s prea grasă. Tantioana a mai plecat odată când aveam șapte ani. În locul ei o altă doamnă, pe care am urât-o, care mă pâra. Tantioana plângea mereu când mâncam bătaie, se spăla cu detergent de rufe și șampon de urzici. Sticla verde încă mă bântuie. Cum mă bântuie că după moartea mamei, tata a dat-o familie ei, ca și când ar înapoia o carte era foarte bătrână avea un cancer de sân netratat cu care a trăit secole sau așa se spune uita lumina aprinsă ușa deschisă la frigider apa gazele familia a adus-o la un cămin eu eram la facultate am făcut ca toți dracii din icoana bunicii când mi-au zis am fost să o vedem nevopsită, legată de pat ochi pierduți, foarte slabă am ieșit în fugă, am vomat și am fumat lângă mașină. Nu-mi mai păsa că mă vede tata. L-am urât, pentru că o alungase la o săptămână după a murit. Nu m-am dus. Nu mai suportam mormântările. Nu am fost niciodată la mormântul ei. Nu imaginez urzici care cresc peste, povești suprapuse, morminte etajate, așa cum au pus-o pe mama, în același loc cu Viorica, oasele ei într-un sac alb și mama deasupra. Straturi de femei care mă așteaptă să le spun poveștile, să culeg cu mâna mea plantele aspre, să le fierb și să le dau pomană de sufletul celor duse, să plantez în mințile altora, cu frunzele lor pișcătoare, Urzițiile.